Acum două zile, în 11, Comisia a luat această decizie. Astăzi a fost creditat contul din Banca Națională și încă 1,9 miliarde de euro au intrat pe parte de împrumuturi în contul deschis la BNR în această dimineață. Practic, în acest moment putem spune că am tras din PNRR și avansul din împrumuturi și avansul din granturi. Și urmează ca după finalizarea tuturor procedurilor pe care ne mai avem finalizat pentru a operaționaliza toate circuitele din PNRR, și aici mă refer la hotărârea de guvern privind norme de aplicare care este acum în lucru, să putem începe practic să facem și demersuri pentru a trage acești bani. Vreau să vă spun că prima cerere de plată pe care o vom face în PNRR va fi în trimestrul 2 din acest an, așa este calendarul în PNRR, va fi o cerere de plată prin care, în urma jaloanelor și țintelor pe care le-am avut până la sfârșitul anului 2021, vom putea trage aproximativ 2 miliarde de euro din partea de împrumuturi, cred, nu, din partea de granturi, și 900 de milioane de euro din partea de împrumuturi. Urmând ca la fiecare cerere de plată să se storneze practic din împrumut o sumă, astfel încât până la finalul PNRR tot ce am primit bani cu împrumut să fie reținut din celelalte tranșe pe care le tragem prin acest mecanism de reziliență și de recuperare și reziliență. Prima dată trebuie să terminăm ce mai avem de terminat pe parte procedurală și vă spuneam de acea hotărâre de guvern privind norme de aplicare ale ordonanței privind fluxurile financiare. Ea este în lucru în momentul de față, suntem co-inițiatori cu Ministerul de Finanțe. Eu estimez că în maxim undeva două săptămâni ea poate fi adoptată, aici incluzând și partea de dezbatere publică, care este obligatorie pentru orice act normativ. Din punct de vedere al modului în care vor fi trași banii din contul deschis la Banca Națională, pe măsură ce vom finanța investiții cuprinse în PNRR, sunt trași bani din acel cont, este făcut transferul schimbul valutar și apoi banii intră în contul din trezorerie, de unde pot fi folosiți pentru plata diverselor investiții. Dar în acest moment avem nevoie de această hotărâre de guvern privind norme de aplicare, pentru că această hotărâre de guvern vine în anexe cu acordurile de parteneriat și așa mai departe, pe care trebuie să le încheie instituțiile care au un rol în PNRR între ele.